Vremea este mai caldă decât ar fi normal la această dată, așa că și weekendul vine cu temperaturi de primăvară. Sâmbătă cerul va fi mai mult noros în jumătatea de nord a țării și va ploua în Maramureș și izolat în Crișana, Transilvania și Moldova. În nordul Carpaților Oriental se vor semnala precipitații slabe și mixte. În restul țării, orarele vor fi temporare și mai ales dimineața și seara pe arii restrânse va fi ceață. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 14 grade la Timișoara. Duminică tot cald pentru această dată din an, îndeosebi în regiunile vestice, unde temperatura este în creștere față de sâmbătă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 grad și 2 grade în nordul Moldovei, la Suceava 2 și 15-16 grade în Banat și Crișana. Nici luni nu vom avea parte de temperaturi negative. La Giurgiu maxima zilei va fi de 10 grade Celsius, iar minima de 4 grade. Duminică și luni starea vremii va fi aproape la fel ca sâmbătă, iar maximele nu vor depăși 11 grade.